La mulți ani, Elena, bună seara, bună seara, la mulți ani în partea lui Cristi și a Majdei. Au petrecut, mulțumesc, cred. Mulțumesc tare mult că v-ați gândit la mine. Avem, mulțumesc, Alex. Avem un tot frumos de la Claus pentru tine, pentru această zi frumoasă, seară frumoasă acum. Spun zi pentru că ați petrecut astăzi aici la masă cu familia, cu băiețelul, da, cu... Da, da. Cum a fost ziua de astăzi? A fost o zi superbă și le mulțumesc tuturor care s-au gândit la mine și mi-au trimis cele mai frumoase urări. Am petrecut așa în familie, într-o parte dintre, lângă cei dragi, o parte dintre cei dragi. Astăzi am ajuns, sunt aici la un hotel unde am venit să ne întâlnim cu o mătușă foarte dragă nouă, Luminița Dobrescu, care în momentul ăsta stă cu cel mic, că nu-l aducem acum la masă pentru că știm că nu se poate, nu poate să stea la ora asta. Ar trebui să facă nani. Și m-am petrecut în familie. A fost o zi frumoasă. Vreau să-i spun și eu mamei mele la mulți ani. O cheamă Constantina, o iubesc și doresc tot binele din lume. Și mi-e dor de ea și o pup, chiar dacă astăzi nu am reușit să ne vedem, o să ne vedem noi. Să fie sănătoasă și să se bucure de fica ei, care este o familie săcomisă și o frumoasă. Și bineînțeles, este mulțumesc și Dragoș aici, care a fost lângă tine de dimineață, nu? Cum ai petrecut-o? Cum ai spus la mulți ani? Cum ai surprins-o? Culmea, astăzi am fost mai mult plecat ca niciodată de acasă, dar ne-am întâlnit acum și e ok. E ok că ne-am întâlnit la sfârșit. Cu treabă, toată ziua cu treabă, dar bine că v-ați văzut seara la masă cu în familie. Da, eu am mai avut o zi onomastică pe 17 mai, este ziua mea, de aceea mă și cheamă Elena, că în apropiere, practic, de Sfântul Constantin și Elena. Și am petrecut și atunci prin muncă, într-un concert pe care l-am avut, în fine, și așa că știi cum e. Le-am încropit foarte bine și astăzi am reușit să fim împreună, chiar dacă spre finalul serii am luat cina frumos în familie și asta e cel mai important. Și eu vă mulțumesc din suflet că v-ați gândit la mine și abia aștept să vin și cu piesă nouă la voi și să aducem și ce înseamnă muzică bună. Nu se putea altfel. Ne vei spune tu mai multe de proiectele tale, cum ai mai petrecut, care au fost cele mai frumoase mesaje pe care le-ai primit după o scurtă pauză de publicitate. Imediat îi adresez eu întrebarea asta. Întreabă Criste, Elena, cine o să mănânce din acest tort? În principiu, din start o să mâncăm cu toții cei care suntem aici, cu mătușa dragă Luminița Dobrescu, pe care am reușit să o... Ni s-a alăturat după ce l-a dormit pe cel mic. Așa, mai avem o prietenă dragă care n-a putut să fie pentru că este la un alt cruz de televiziune aici, dar nu e nicio problemă, va mânca cu noi și se va ospăti în acest frumos tort și evident și tu și toată lumea cine este în jur aici, în jur. Este pentru voi, doamna Luminița Dobrescu, spuneți-mi ce urați Elenei de ziua ei. Eu îi urez în primul rând sănătate și în al doilea rând mult succes în proiectele noi pe care le are. Din inimă îi urez aceasta pentru că este un profesionist, este o artistă nemaipomenită și merită să facă o carieră din nou, să aibă un revival așa cum merită. Dumneavoastră veniți mai răruți în țară, în București, da? Dar v-am văzut cu Little Răzvănelu, foarte apropiat, l-ați răsfățat. Păi este păpușa noastră și ați văzut că e foarte voluntar, el vrea să facă numai ce vrea el și m-a deșelat pentru că are vreo 15 kg. Dar uitați că este foarte drăguț și ne face mare bucurie. Mare bucurie. Sunteți prima câștigătoare a Cervului de Aur. Ce mai faceți? Nu v-am mai văzut de mult timp. Cum vă mai pierdeți timpul așa, dacă pot să mă exprim în așa fel? Timpul nu mi-l pierd. Nu vi-l pierdeți. M-ați văzut exact anul trecut, au fost 50 de ani de la Cervul de Aur și cred că și anul acesta am niște propuneri de la televiziunea română și sper să vin și să am timp să le onorez. Foarte frumos. Cât de mândră sunteți voi, că acum e prin alianță și mătușa ta, Elena, de doamna Luminița Dobrescu, că vi se alătură așa la ceva timp, dar este foarte important timpul petrecut. Și la bine și la greu. Asta este important. Este frumos să vorbești într-un limbaj comun, adică muzica, pentru că, după cum bine știți, doamna Luminița este, pe lângă faptul că este o profesionistă, este și un om deosebit, cu un suflet foarte mare și de câte ori a avut ocazia să vină în țară, nu ne-a evitat niciodată și a fost cu brațele deschise și ne-a făcut o mare plăcere să o avem lângă noi, ca și astăzi, cu care și mulțumim. Și da, a fost o zi specială, s-a nimerit chiar de ziua mea să fie aici și ceea ce ne-a bucurat foarte tare și evident că nu puteam să lipsim. Da, așteptăm să tăiem acest tort super de la antenă. Să-l gustați cu așa ocazie formidabilă. Spune-mi ce relație ai avut tu cu doamna Luminița Dobrescu și... Este nepotul meu. Știu, dar cum a fost această relație dintre nepot și mătușă? Este
Țin minte, da, țin minte când eram mic, ne pregăteau ai noștri pe mine și pe fratele meu, că vine Luminița, vine Luminița, ne pregăteau, ne îmbrăcam frumos când ne întâlneam cu doamna Luminița, ne pregăteam cu două, trei zile înainte, ne urgeam, ne tundeam, ne aranjeam, ca să fim aranjați, să fim cum trebuie, cu haine noi, cu... Și noi eram foarte fericiți că ne aducea ceva pe vremea aia din Germania și eram... ardeam de răbdare să vedem ce ne aduce, ce face, ce... Da, sigur. Iar mama mea, care era o gospodină desăvârșită și la noi în casă întotdeauna erau torturi, tot felul de prăjituri, cozonac. La un moment dat a fost invitat el cu mama lui și cu frățiorul lui și mama mea pusese pe masă o, nu știu, trei farfurii pline de fursecuri. Iar Dragoș mânca și se uita la ele și se uita și noi mâncam și la un moment dat farfuria s-a terminat. Și când a văzut el că se termină farfuria, a pus mâna pe restul și mama îi spune, dar ce ai, Dragoș? Și nu spunea nimic și și-a tras toate prăjiturile spre el. Așa că să știți că de mic a fost un gurmand și a rămas... Credeți că seamănă Little Răzvănel cu el? Perfect. Răzvănel seamănă la ochi, seamănă și cu mama și cu tatăl. Deci el a luat de la fiecare ce era mai bun și mai frumos. Cu tatăl seamănă așa la statură, cred că o să fie și el un sportiv. Cu mama seamănă la ochi. A ieșit, e foarte, foarte drăguț, a ieșit bine. Este un copil superb. Doar puteți să vă mândriți cu așa familie frumoasă, cu un copil... Minunat, reușit. Da, și să sperăm că îi mai vine o frățior, o surioară, nu? Că așa e. Să întrebăm pe ei, nu? Sigur. Ce spune mătușa? Știi cum, când o să vrea Dumnezeu, o să întâmple toate. Momentan nu ne gândim, pentru că vrem să-i acordăm toată atenția celui mic și deja avem foarte multă treabă. Însă, cum vrea Dumnezeu să le așeze, probabil că o să le luăm așa cum vin. Spune că etalonul familiei perfecte, în ghilimele, ar fi să existe un băiat și o fetiță. Asta, da. O fetiță. Ne-ar plăcea orice ar fi, până la urmă să fie sănătos, că despre asta e vorba și este o bucurie oricum ar fi. Este un sufletel care îți umple inima de bucurie și asta e cel mai frumos. Vreau să-mi spui, Dragoș, cum ți s-a schimbat viața ta de când îl ai pe Little Răzvan? Îmi place așa să-i spun eu. Little Răzvan. S-a schimbat, chiar s-a schimbat mult, nu știu. În primul rând am devenit mai responsabil, al doilea rând nu mai e chestia aia, să pleci când vrei, să vii când vrei acasă, adică ai o responsabilitate foarte mare. Dar și de ce te întreb? Pentru că am fost la spital, te știu, erai foarte emoționat atunci când Elena a născut. Nu știai cum să mai reacționezi, cum să te mai comporți. Da, vă dați seama că nu știam ce mă așteaptă, doar auzisem. Vă mulțumesc tare mult pentru această seară frumoasă pe care am petrecut-o cumva împreună de ziua Elenei. Să fii sănătoasă, Elena, încă o dată. Și Dumnezeu să vă dea o fetiță, ce vrea El, dar să fie sănătos, sănătoasă, să fiți voi bine și să te vedem pe scenă cât mai curând cu noi proiecte, pentru că tu pregătești ceva. La mulți ani. Și vă mulțumim și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Multe felicitări domnului Cristi Brancu și vouă, ați fost la înălțime, așa. Mulțumesc. Să ne revedem. Asta este cel mai important, să ne revedem cu bine. Cristi, m-aș da, mă întorc la voi.